Bună seara, doamnelor, domnilor, și bine v-am regăsit la o ediție specială. Se clatină sau funcționează cu sincope coaliția de guvernare? Dacă e să ne uităm la ce se întâmplă la centru, vedem că liderii PSD și PNL încep să ajungă la un numitor comun, cel puțin în anumite privințe. În teritoriu însă lucrurile stau diferit. Dacă nu își fură unii altora aleșii, filialele din teritoriu au început să încheie alianțe chiar și cu partidele din opoziție. Și asta chiar dacă, în cel mai recent sondaj, coaliția de guvernare are peste 50% din intenția de vot la alegerile europarlamentare. O dovadă că toți politicienii se uită cu atenție la sondaje, deși le contestă de multe ori, e prezența lor zilnică printre oameni. Dacă le și înțeleg problemele pe care aceștia le au, rămâne de văzut. Cert este că, în continuare, sunt multe categorii de oameni nemulțumiți de nivelul de trai. Astăzi, de exemplu, angajații Poștei Române au fost cei care au ieșit în stradă pentru a-și cere drepturile. Ce îi nemulțumește și ce răspuns au primit de la guvern, discutăm în momentele următoare, alături de invitații mei, pe care vi-i prezint și dumneavoastră. În platou, Sarmiz Andronic, analist politic. Bună seara, mulțumesc! Eu mulțumesc! De asemenea, Alex Dimitriu este alături de noi, este liderul consilierilor locali USR, sector 5. Bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație și sărbători fericite și Hristos a înviat celor care sărbătoresc sărbătorile pascale. Așa să fie, vă propun să intrăm direct în subiect și să ne uităm pe ultimele cifre, dar pornind de la acțiunile pe care le vedem, Sarmiz Andronic, domnule Dimitriu, la toți politicienii, pentru că toată lumea a ieșit pe de o parte în stradă pentru a aduna semnăturile, nu? Și pentru a lua pulsul electoratului și vedem cam care este pulsul electoratului dacă ne uităm în sondaje. Cel mai recent, cel de la Curs, este un sondaj la nivel național. Spuneam și ceva mai devreme, dacă e să ne uităm strict la europarlamentare, au peste 50% cei din coaliția de guvernare și o să comentăm, evident, toate celelalte procente. În fiecare zi se întâmplă ceva pentru că am intrat în precampanie. Pare cumva că e o campanie care funcționează din plin, dar hai să-i spunem precampanie ca să nu aibă partidele probleme. Acum, alianța asta, PSD-PNL, a fost făcută tocmai pentru a avea peste 50%. Dacă așa stau lucrurile, e foarte bine, mai ales la europarlamentare. E un piculeț cam greu și dacă vorbești cu cei de la PSD, o să spună clar că este foarte greu să-l voteze pe Rareș Bogdan și pe domnul Hava, de exemplu, sau cei care sunt la Partidul Național Liberal, dar și invers. Va fi foarte greu să ceară Partidul Național Liberal votul pentru cei de la PSD. E firesc să fie așa. Dar este un tablou de moment. S-a dat startul cu ghilimelele de rigoare, da? Fiecare încearcă să puncteze în fiecare zi câte ceva. Va fi însă îngrozitor de greu, cel puțin așa văd eu lucrurile la București, pentru că avem trei candidați foarte diferiți, cu public, cu electorat destul de bine fixat. De exemplu, Nicușor Dan are electoratul său pe care e foarte greu să-l miști din zona, din zona lui spre Piedone sau spre doctorul Cârstoiu. Îl ai pe Piedone care are clar publicul lui și nu o să voteze niciodată acel public cu Nicușor Dan, însă îl avem pe doctorul Cârstoiu care poate să ia din cei nehotărâți. Adică nu se prea amestecă. Dacă la un moment dat ne gândeam că doctorul Cârstoiu poate să ia de la Piedone, pare că nu totuși. Adică, și de asta cred că ar trebui să existe și o campanie foarte clar diferită, adică să nu se încalece. Zilele trecute l-am văzut, cred că chiar ieri, pe doctorul Cârstoiu mâncând mici în piață. Nu se potrivește. Hai să-și găsească totuși o altă linie, pentru că asta este zona unui alt candidat. Nu cred că că ar trebui niciunul din cei trei candidați să încerce să ia din electoratul celuilalt, pentru că nu funcționează așa. Da, ce bine ar fi. Dacă s-ar uita de multe ori politicienii și candidații și la ce spun analiștii și sau poate consultanții, de ce nu, ni s-a alăturat și vreau să îl salut și domnul Dan Cristian Popescu, deputat PSD. Bună seara, domnule deputat, mulțumesc pentru că sunteți alături de noi. Domnule Dimitriu, mă opresc la dumneavoastră pentru că dacă e să ne uităm, vorbeam de acest sondaj recent, e bine, alianța PSD-PNL are 53%, alianța Dreapta Unită 14%, AUR 14%, SOS România 5% și așa mai departe.
o primă impresie pe sondajul ăsta. Da, știu, cam toate partidele de obicei spun că e o imagine a momentului exact cum puncta și Sarmiza ceva mai devreme, dar totuși se uită partidele cu atenție la sondajele astea. Ne uităm și în special ne uităm la nemulțumirile oamenilor generate de astfel de sondaje, că sondajul acesta, ca de altfel fiecare sondaj, nu face doar poza de moment din perspectivă a intenției de vot, și mai degrabă se focusează inclusiv pe nemulțumirile pe care le au oamenii. Doi la mână, și nici acest sondaj, eu m-am uitat un pic pe tehnică, n-am văzut care este ponderea celor care au spus că și își exprimă opțiunea, adică la sondajele adică acestea. Adică dincolo de intenție. Exact, adică încă suntem într-o perioadă cu vreo 2 luni și ceva înainte de alegeri în care sunt foarte mulți nehotărâți. Noi nu avem o poză fidelă și e normal să fie așa. Dar, repet, pe mine mă interesează și am văzut că problemele fundamentale sunt cele ale traiului de zi cu zi. Vedem, corupția este iar un lucru care deranjează foarte mult, pensiile speciale, și acesta este focusul pe care trebuie să-l avem noi politicieni când ne uităm la astfel de sondaje, dacă vrem să creștem, să vrem să rămânem unde suntem, să vedem dacă reușim să rezolvăm problemele care îi nemulțumesc pe cetățeni. Cred că e foarte important să vă concentrați și pe zona de educație, pentru că ați văzut ce se întâmplă în școli și nu am întâlnit încă pe cineva de la partide, dacă cumva moderatorul nu a ridicat mingea la fileu să întrebe ceva, nu am văzut că vine din propria inițiativă o chestie legată de educație. Să știți că în ceea ce mă privește la sectorul 5, fiecare întrebare ce vrei să faci care vine din stradă când strângem semnături și vorbim cu oamenii este următoarea: spațiile verzi și școlile. În sectorul 5 cel puțin, școlile din păcate sunt o stare precară. Actualul candidat și primar la sectorul 5 n-a fost în stare nici măcar să renoveze o școală. Avem școli închise de 7-8 ani de zile. Situația este groaznică. Sunt puși în clădiri diferite, de la o școală la alta, adică dar ăsta pentru mine este un focus foarte important. Primarul poate doar să asigure logistica, bineînțeles, toată grila de învățământ, dar este o componentă extrem de importantă. Sigur. E bine să-și facă primarul treaba pe exact. Zona asta. Domnule Popescu, cum se uită PSD-ul la aceste rezultate europarlamentare? Intenția, 53%. Da, e un scor bun. Sperăm să fie același sau poate chiar mai mare la alegerile europarlamentare. Sperăm să fie un număr important de primari pe care, adică dintre candidații PSD care o să câștige fotoile de primar. Și cred că mă întrebați despre educație, pentru că sunt și în Comisia de Educație, sunt în Parlament, dar apropo de ce se poate face și la o primărie cu educația, am lăsat printre cele mai moderne școli din țară la sectorul 2, după ce m-am alătat de viceprimar. Și acum sectorul 2 este în undeva sus, în top, când te uiți la calitatea școlilor. Am lăsat cel mai mare program educațional din România la sectorul 2. Din păcate a fost închis de primarul care a venit după 2020. Erau 38.000 de copii înscriși. Noi, la sectorul 2 aveam cea mai mare rețea de învățământ din țară și acum este. Și erau cursuri plătite de primărie pe materii școlare sau complementare. Aveam 38.000 de copii înscriși, Academia Copiilor. S-a închis din 2020. Sigur, a fost pandemia, dar n-a mai fost reluat după din 2021. Poate că ar fi o idee, eu dau gratuit și domnului Dimitriu de la sectorul 5 și sigur și primarului care o să fie ales la sectorul 2 și în alte părți. Cred că e nevoie ca primăriile să se implice în zona educațională, pentru că este cea mai importantă investiție pe care o putem face pentru viitor. Nu spun că nu sunt importante și spitalele, prevenția e parte din educație în opinia mea. Prevenția este foarte importantă. Eu n-am vrut să schimb tema emisiunii, acum sigur. E interesant și iată, se poate să avem și niște dezbateri. Eu nu candidez acum pentru un post de primar și sunt puțin mai relaxat, colegul meu de platou. Voi candida pentru Consiliul General în vederea ocupării funcției de viceprimar al capitalei. Am aflat, știi, din presă, aflat, suntem cu ochii sper dumneavoastră. Să pot să introduc la Primăria Capitalei programe legate de educație care să vină în completarea celor pe care deja unele primării de sector le fac și, sigur, a programei de învățământ pe care o face Ministerul Educației. Pentru că, da, avem nevoie de educație. Da, mi-aș dori să discutăm în alegerile locale și europarlamentare și generale din viitor
Despre proiecte și soluții, mai puțin despre parizări și usturoi, e frumos și, și mâncatul așa în picioare, uneori când ai altă variantă, e frumos și să spui glume, dar cred că e nevoie în România de educație, e nevoie de o ridicare a nivelului dezbaterilor știți politice. Ce se întâmplă și asta cu electorat? Cine o poate face? Iertați-mă, da. Te rog să educația ce? Va face să avem dezbateri mai Să sus. Știți că foarte mult contează cât de mult știe sau poate să se apropie candidatul de om, pentru că dacă nu-l placi din start pe candidat sau ai niște semne de întrebare sau niște suspiciuni legate de el, chiar nu-i mai asculți programele. Adică nu văd de ce un bucureștean sau nu văd un bucureștean gândindu-se hai să mă uit la ăsta că parcă nu-mi place dar poate are deci programe. Deci dragostea la prima vedere este importantă. Este asta, foarte importantă. Asta ne spune doamna Andronic. Da, și în politică. Așa că și mâncatul ăsta cu parizeri și cu usturoi, pentru un anumit public, eu de asta spuneam că este foarte important să vă definiți foarte bine electoratul. Eu mi-aș dori, și vorbeam despre viitor, mi-aș dori să nu mai vorbim de un anumit public și un celălalt public, să vorbim despre... N-avem cum. Așa despre, funcționează în toată lumea. Într-o campanie, mi-aș dori să nu mai fie jigniri, să nu mai fie înjurături, să nu mai fie abordări în acestea foarte... Adică, haideți să vedem. Am proiectul acela eu, doamna Andronic, unul mai bun, domnul Dimitriu, unul și mai bun și așa. Adică, așa mi-aș dori campaniile. Și cred că dacă investim în educație și de la nivel central și de la nivel local și din societatea civilă și din toate părțile, e posibil, e o șansă ca la un moment dat, nu știu peste câți ani, să avem o campanie în care să discutăm chiar dar real. Când nu, o să candidați dumneavoastră la primăria generală, că văd că ați mai făcut un pas și probabil că data viitoare... Doamne ajută! Cred că și acea discuție să fie reală, nu? Pentru că am văzut serii de promisiuni și dacă ne uităm la primarii aleși în 2020, le putem, că sunt publice, tot felul de promisiuni care nimeni care nu aveau legătură cu primăria, adică cu salariile care creșteau, cu nivelul de... Cu... Aici venim, știți adică că e vorba de respectul pentru alegător, în primul rând. Ați cumva o cutie a Pandorei, pentru că va fi foarte interesant de văzut, apropo de temele de care discutăm, cam cum vor arăta temele pentru alegerile locale și cu siguranță. Eu cred că și oamenii care se uită la noi, cu siguranță vor niște dezbateri din astea normale și civilizate pe teme și pe proiecte. Și vă întreb, domnule Dimitriu, cum va arăta campania asta? Pentru că s-a tot discutat cum se bină temele de la locale cu temele de la europarlamentare. Făcea referire domnul deputat ceva mai devreme, inclusiv la Parlament, la Legislativ, care și el are un cuvânt de spus când e vorba de proiectele mari, de domeniile importante. Din păcate, educație, sănătate și așa mai departe. Din păcate, noi suntem vitregiți de o campanie serioasă pentru europarlamentare. Ea va fi paralizată și parazitată de locale care sunt mult mai apetinsante din punct de vedere... Va lua fața, nu că parazitată... Păi așa e, e cea mai importantă. Parazitare e când e ceva mai mic, e ceva mai mare. Ok, da, de acord cu dumneavoastră, aveți dreptate. Ăsta e și motivul pentru care noi ne-am opus acestei comasări. Și eu sper că săptămâna aceasta instanța va tranșa acest aspect și vom scăpa de alegerile locale din acest moment. Nu pentru că nouă celor de la USR nu ne convin. Nu ne convine această comasare din punct de vedere al oportunității, dar este ilegal. Și dacă e ceva ilegal, nu trebuie făcut. Revenind acum, eu vă spun ce campanie îmi doresc eu la primăria sectorului 5. Îmi doresc o dezbatere, îmi doresc ca fiecare candidat să vină la dezbatere și să discutăm despre problemele reale ale sectorului 5. Eu sunt însă convins la ce candidați am văzut că sunt, că astfel de dezbateri nu o să fie. Eu să fac apel public săptămână de săptămână când va începe campania, poate și înainte, că până la urmă putem să ne vedem nu neapărat în timpul campaniei și înainte, să discutăm despre problemele reale și să vedem cine are cele mai bune idei, cine are cel mai mult know-how pentru ca sectorul să fie unul așa cum îl dorim noi cetățenii sectorului 5. Când spun acest lucru, mai spun un aspect. Eu sunt singurul dintre toți candidații care locuiesc, trăiesc, muncesc în sectorul 5. Restul, de la PSD, vine de la sectorul 6, de la Piedone Junior din Bragadiru. Adică sunt numai oameni care găsesc aici, uite, aici e un post, poate reușesc eu să-l câștig, fără o implicare afectivă. Pe mine mă doare ca la mine, în sector, la mine, în fața blocului, să nu fie lucrurile cum trebuie făcute. Și de aceea m-am implicat și vreau să le fac eu.
Foarte scurt, în 30 de secunde înainte de a lua o pauză de publicitate, ce veți face, dacă nu vor exista aceste dezbateri despre care vorbim, cum ajungeți la oameni? Pentru că dacă e să ne uităm la promovarea online, discutam cu Sarmiza ceva mai devreme, nu o să știm exact, pentru că nu e reglementată foarte clar povestea asta cu ceea ce deepfake-ul. Știu să fac cel mai bine și anume să vorbesc cu om cu om. Pot să vă spun, de exemplu, de când am început campania de strângere de semnături, eu am reușit să iau, eu pe persoană fizică, că dacă tot suntem în sectorul 5, pot să zic pe persoană fizică, 850 de semnături, chiar vin acum, am luat 30. Deci discuții cu oameni, să-i conving să îmi acorde această semnătură, care nu înseamnă vot, înseamnă doar să îmi permită să candidez, cu promisiunea că le sunt disponibil oricând să discutăm și să-i și conving pe 9 iunie să mă voteze, să ne voteze și pe mine și pe Nicușor Dan și pentru europarlamentare. Să știți că oamenii se uită, adică o parte dintre colegii dumneavoastră de coaliție se uită deja și la prezidențiale. O să ne uităm și noi și la cine și-a exprimat intenția de a candida până una alta. După o foarte scurtă pauză revenim, rămâneți alături de noi. Am revenit în direct, doamnelor, domnilor. Ni s-a alăturat și vreau să îl salut domnul Nicolae Vlahu, reprezentant AUR. Bună seara, mulțumesc pentru că sunteți alături de noi. Vă reamintesc, Sarmiza Andronic este de asemenea alături de noi, domnul Dan Cristian Popescu și domnul Alex Dimitriu de la USR. Discutam, o să vă întreb și pe dumneavoastră, domnule Vlahu, pentru că ne uitam la ultimul, la cel mai recent, de fapt, sondaj curs și comentam procentele. O să vă întreb și pe dumneavoastră cum ați perceput dumneavoastră, practic sunteți, dacă e să ne uităm la intenția de vot pentru alegerile europarlamentare cu 14%, la scorurile partidelor la alegeri pentru locale ar fi de 13%. Înainte de a ne uita și înspre prezidențiale, da, părerea dumneavoastră. Haideți să privim puțin în 2020, nici nu apăream în sondaje. Este aceeași minciună pe care o scornesc partidele comasate, PCR-ul român, prin care încearcă să inducă o idee românilor pentru a nu vota, ori a le crea o falsă imagine asupra situației actuale. Noi am continuat din 2020 și chiar în prezent am intensificat acțiunile noastre stradale, iar sondajul real este altul. Adică? Vom vedea în ziua votului. Suntem percepuți foarte bine de către populație. Asta, toată lumea spune, adică dacă vorbim cu toate partidele, toate partidele merg zilele acestea pe stradă, de fapt, de ceva timp și toată lumea spune că, știți cum e, sunt percepuți foarte bine cei de la putere pentru măsurile pe care le-au luat, cei din opoziție pentru măsurile pe care spun că le vor lua imediat, Sarmiza. Știți ce zic? Da, știu ce spun, însă sondaje o să tot apară. Asta este scopul sau interesul, de fapt, să tot apară sondaje pentru a denigra sau a încerca să schimbe opinia publică. Problema asta cu oamenii care merg pe stradă, cu candidații care merg pe stradă și sunt foarte bine percepuți, poate fi doar o părere. Pentru că oamenii nu sunt obraznici. Până la urmă, toată lumea e curioasă să vadă un candidat, da? Sau nu. Dar dacă e amabilă lumea și stă în general de vorbă cu candidații, asta nu înseamnă că neapărat candidații aceia au un vot. Până una alta trebuie să convingă. Pe de altă parte, apropo de acest scor de 13%, mie mi se pare că AUR-ul a scăzut și nici nu mă surprinde. Acum, eu nu vreau să, adică nu sunt împotriva dumneavoastră, să nu înțelegeți greșit, fac pur și simplu o analiză. Am fost cu reprezentanții AUR în toate platourile de televiziune. Vreau să vă spun că nu am auzit niciodată pe cineva care să-mi vorbească despre candidații de la sectoare. Noi am dat în Partidul Social Democrat și PNL, am dat în USR, că nu au programe, că nu fac, că nu dreg, dar de dumneavoastră n-am auzit nimic. Aveți un candidat la primăria generală, pe Mihai Enache, care înțeleg că este un băiat bun, care a terminat administrație publică și care ar putea să știe despre ce-i vorba, dar nu prea l-am văzut prin platourile de televiziune. Iar la sectoare nu aveți niciun nume. Adică pe mine nu mă surprinde că lumea nu se mai îndreaptă spre AUR, pentru că în afară de George Simion și de, să zic, Antonio Andrușceag, eu prea multă lume nu văd de la AUR în platourile de televiziune. N-avem cu cine să discutăm. Ori imaginea AUR nu este neapărat imaginea lui George Simion.
Înțelegeți ce spun? Deci dacă dau în fiecare zi în PSD și în PNL că nu au candidați, că nu și-au fixat, că și nici acum nu sunt convinsă că aceștia sunt pentru că nu s-au depus dosarele. Dar la AUR nu văd nimic. Aveți un candidat care pare că mai este sau nu mai este pentru că vine Cosmin Gușă, mai este, nu mai este că îl susțineți pe Piedone. Adică aveți niște mesaje care ne bulversează efectiv. Nu mă surprinde că lumea nu se mai întoarce spre AUR. Aveați la un moment dat 20% în sondaje. Ce s-a întâmplat cu cele 7%? Eu cred că ați căzut tocmai din acest motiv. Da, eu nu sunt de aceeași părere cu dumneavoastră. Și aveți candidați, iertați-mă. În completare și poate și în ajutorul situației. Mihai Enache, care este un profesionist în domeniul de administrație. Asta am și spus, că Mihai Enache este un profesionist. Asta a fost managerul mai multor proiecte importante din capital. Deci, repet, eu îl cunosc Ramona pe Ioana Brunsel, sectorul 1. N-ați anunțat-o oficial. Îmi pare rău, este pe surse. N-a ieșit nimeni. Adică n-a venit la o emisiune să spună sunt candidată la primărie. Sunt curios la sectorul 5. Uite, la sectorul 5. Adică sunt niște nume vehiculate pe surse. Domnul Dimitriu, interes, tocmai ne spunea ceva mai devreme, dar și domnul Popescu, înainte să veniți dumneavoastră în emisiune, că de data asta își doresc, iată, un punct comun, ceea ce e de apreciat, nu? Să fie niște dezbateri față în față cu toți candidații, nu? Deci, cum vedeam pe vremuri, nu? Dacă e să dăm timpul cu mult înapoi. Dar înainte de a, pentru că vreau să ne uităm și înspre prezidențiale, spuneam ceva mai devreme, de regulă știm că de foarte multe ori partidele comandă aceste sondaje. Tocmai de aceea diferențele sunt foarte mari, nu? Depinde foarte mult cine face aceste sondaje. Ați fost curioși să faceți propriul sondaj, tocmai pentru a avea o oglindă, ca să zic așa, a realității despre care vorbiți dumneavoastră? Da, după cum am spus, propriul nostru sondaj este cel perceput din stradă, la firul ierbii, fiindcă, deși... Și asta ce vă spune? Că procentul cam de cât va fi? Procentul, cel puțin personal, din percepția mea, ca un om care nu a mai făcut politică, deși am fost puțin criticat spunându-mi se că toată lumea face același lucru. Noi nu facem același lucru doar în perioada de campanie și precampanie. Partidul AUR este în stradă din 2020. Iar și procentul? Percepția dumneavoastră? Nu aș putea să dau eu un procent acum, fiindcă eu pot să vă spun doar percepția mea. În ceea ce privește persoana mea, că vă dau un exemplu, că am strâns în jur de aproape 2000 de semnături. Da, domnule Vlahou, știți care e ideea? Că fiecare... semnăturile nu se traduc într-un vot direct. Da, voiam să completez. AUR a apărut înainte, deci în alte sondaje, adică nu e un sondaj dat ca să pară AUR mic. A avut și 20 și ceva la 100. Asta spuneam, deci, eu n-am vrut să fiu critică la adresa AUR-ului, eu am dat o explicație. Electoratul AUR, pentru că e probabil cel mai nou partid dintre cele, mă rog, parlamentare, este foarte volatil. Și e posibil ca de la 13% să creșteți sau să scădeți. Deci, și într-adevăr ce spune Sarmiza, că lipsa, cel puțin în public, a unor cainați, trage în jos și probabil că se replică și la nivelul țării, nu? Sigur. În alte mari orașe. Dar eu sunt de părere că nu e un comentariu negativ. Dar nu contează. Trebuie înțeles că nu e neapărat un plan malefic ca să apareți în sondaje. Doamne ferește, doar că aveți... Erau sondaje și cu scorul alianței PSD-PNL mai mic. Pe măsură ce lumea află de această alianță, scorul crește pentru că oamenii încep să înțeleagă. Da, uite, în prima fază era undeva la 42%. Uite, candidatul pe care l-au la primărie, repet, este un candidat bun pe care eu îl cunosc. Vrea să facă treabă, vine din administrație, e regulă, n-am o problemă. Doar că nu îl promovează AUR-ul suficient de mult. Eu personal nu l-am văzut niciodată. Uite, vă spun care sunt cumva interesat de politică. Asta e o problemă. Tu îl cunoști, Mariana? Asta pe de o parte. Nu. Nu până să îl văd la televizor. Asta pe de o parte. Eu am văzut că este dânsul. Deci ca să știți când ați venit. Mai e și povestea cu schimbatul candidatului. Pentru că, așa cum spuneai și tu ceva mai devreme, domnul Simion a declarat la un moment dat că e posibil să se schimbe. E clar că mai avem de așteptat, nu? Până când o să vedem exact cum stă treaba și la dumneavoastră în coaliție, pentru că astăzi a fost o ședință a coaliției, se amână pe mâine, nu mai știm exact cum arată candidații. Dar candidații ăștia sunt? Candidații ăștia sunt și o să vedeți că... Adică nu mai există. Lucrurile nu sunt așa cum au părut la început, domne, mai puțin cunoscut. Da, domnul Cârstoiu a venit dintr-o altă zonă. E normal să plece cumva de la... Dar nici George Tuță nu e foarte cunoscut, adică... Să zicem, era din zona politică, dar
faptul că sunt candidații PSD pentru principale două partide. Asta vreți să spuneți. Exact. Bine că avem candidați. Pot recupera notorietatea destul de mult și m-am spus, vă dau în scris într-o săptămână, maxim două, se va inversa acel... Bine ar fi să nu mai și după care se va duce către locul 1. Bine ar fi să nu mai schimbați candidații și nu, e valabil și pentru aur. Nu mai e timp. Nu mai e timp, însă știți că se presupune, și acum vorbim despre candidați, Mariana, dacă îmi dai voie, la sectorul 1, înțeleg că George Tuță a fost pe străzi de mult timp și a investit acolo un timp. Dinainte de a fi anunțat, da? Deci în momentul în care a fost ales sau nominalizat ca fiind candidat, deja se presupunea că George Tuță să știe... Să știți că George Tuță are foarte multe proiecte în Parlament pe digitalizare. Este un deputat prolific. Da, e zona sunt coleg cu el în Comisia pentru Automatizare Municipiu și e cunoscut în niște medii. Adică nu, ascultați-mă, eu îl cunosc pe George, îl susțin. Dacă aș vota la sectorul 1, l-aș vota probabil pe George Tuță dacă m-ar convinge că sunt atentă la el. Doar că ați mai avut o greșeală de genul ăsta, Mariana, nu cred că a întrebat degeaba dacă rămân candidații așa, pentru că la un moment dat se pregătea, și dumneavoastră știți la fel de bine ca și mine, un alt candidat care se numea Tănase Stamule și care a investit ani de zile în zona aia ca în final să nu mai fie. Asta, că la mai... Eu n-am vrut să spun de dumneavoastră. Dacă domnul Popescu ne spune că într-o săptămână, două, cu siguranță vom ști... Candidații noștri sunt anunțați. Da, mai sunt niște discuții pe la Arad, pe la... Asta voiam să zic. Pentru mai sunt câteva orașe. Vreau să ne ducem un pic în țară. Eu fiind în București nu le știu foarte bine. Domnule Dimitriu, pentru că și nici în țară lucrurile nu stau foarte bine. Am văzut că au fost niște discuții, cel puțin în anumite zone. E un lucru punctual, să spunem. De exemplu, la întorsura Buzăului, acolo unde s-a rupt alianța, știm prea bine ce s-a întâmplat. Evident că lumea o să se întrebe ce se întâmplă. Vă aliați cu cei de la putere? Explicați-ne care e povestea acolo și ce s-a întâmplat. E o decizie la nivel local. Eu nu sunt de acord cu ea datorită, din cauza faptului că PNL a dovedit că e doar un partid comasat. Dar dacă așa au decis acolo colegii, ei cred că știu mai bine. Până la urmă, ei au pulsul, deci trebuie să avem încredere și în colegii noștri. Dar, repet, eu unul nu aș fi făcut-o cu informațiile pe care le-am eu. E și numele. Au întors-o. Care s-a întâmplat doar acolo? Adică v-ați aliat cu cei de la E exclus, sunt chestiuni hiperpunctuale. Eu sunt convins că nu vor mai fi astfel de situații și dacă cumva vor mai fi, le vor fi corectate de Biroul Național. Adică nu... Nici nu mă gândesc să asta trecem spre o... corectate de... Adică invalidate. Biroul Național al oricărui partid sau care este forul de conducere sub ce denumire are fiecare stabilit în statut, poate să invalideze anumite decizii luate de filiale. Se întâmplă lucruri și la dumneavoastră, pentru că, așa cum spuneam la începutul emisiunii, dacă la centru se pare că se mai înțeleg, mă rog, că urmărim cu toții declarațiile și a domnului Ciolacu și a domnului Ciucă, ce s-a întâmplat la Bacău? Pentru că, teoretic, lucrurile au stat bine. Ați zis că o să aveți un candidat comun acolo, după care au revenit colegii dumneavoastră la capitală și ce să vezi, cei de la PNL au zis, stați puțin, că noi, de fapt, avem un candidat al nostru pe care vrem să-l susținem. Recunosc. Nu știu situația, pentru că sunt pe stradă de vreo 3 zile și n-am mai apucat să mă uit. Deci, dacă îmi spuneți mai multe detalii, pot să comentez, dar să vă dau informații. Coaliția dumneavoastră l-a prezentat ca fiind candidatul comun pe domnul Valentin Ivancea de la PSD, după care, după ce au plecat colegii dumneavoastră, au revenit la București. Cei de la PNL au zis așa, filiala de acolo, nu mergem pe mâna PSD-ului, pentru că vrem să avem candidatul nostru, adică pe domnul Sergiu Sechelariu de la PNL. Am mai văzut, cum să zic, discuțiile astea pe orgolii, pentru că am avut invitați de la PNL care au spus-o cu subiect și predicat. Este foarte greu să ai un candidat comun când orgoliile sunt mari în politică. Mai ales că ce se întâmplă în țara asta? Principalele două partide. Deci vă dați seama că sunt istorii de lupte politice între cele două partide și atunci când trebuie să pui un candidat comun e o problemă, că dacă e de la într-o parte sau alta. E unul dintre motivele pentru care s-am optat în București pentru domnul doctor Cârstoiu. Este dificil într-un oraș mare. Probabil într-un oraș mai mic, lumea oricum se cunoaște în alte moduri și e mai simplu, dar în oraș Bacău, cum e Bacău, un oraș mare, sunt orgolii. Dar se va decide, vă spun, până mâine în toate orașele.
Să vă credem, da. Să vă credem pe cuvânt, chiar dacă astăzi este 1 aprilie. Da. Știu că o să spuneți probabil că este prea devreme ca să discutăm și despre prezidențiale, dar pentru că ne uităm cu atenție la declarațiile pe care le fac liderii PNL și PSD, e bine, ne uităm la domnul Nicolae Ciucă, nu de puține ori a fost întrebat despre lucrul ăsta. Domnul Rareș Bogdan a spus că cu toate forțele îl va împinge pe și îl va susține pe domnul Ciucă pentru a fi candidat, nu? Iar domnul Ciucă a spus așa, dacă partidul va solicita acest lucru, partidul este suveran în astfel de situații și voi proceda ca atare. Ce înseamnă asta de fapt? Că vedem o intenție mai clară, pentru că tot vorbeam de intenții ceva mai devreme? Cred că este o greșeală de comunicare în momentul ăsta. E un pic prematur să vorbim despre ce se va întâmpla la prezidențiale. Da, domnul Rareș Bogdan are acest talent de a scoate din când în când câte o temă din asta care să bulverseze agenda publică. El se ocupă de comunicarea în campanie până la urmă. Eu ce spun? Mi se pare că dacă se ocupă de comunicarea în campania de la europarlamentare și locale, atunci hai să ne fixăm pe asta. Că dacă ne deturnează, înseamnă că îi facem joc cu domnului Rareș Bogdan. Sigur că ne uităm și la prezidențiale, dar sunt atât de multe examene de trecut până acolo, spun despre partidele politice, încât cred că este, repet, prematur. Acum, sigur că domnul Rareș Bogdan vrea ca lumea să fie un pic mai atentă la Nicolae Ciucă. Sigur că am văzut că încearcă niște firme din străinătate să-l împingă în față pe Nicolae Ciucă și încearcă să-l formeze. Acum, eu știu că toate strategiile astea, da, deci dacă vor să-l facă prezidențiabil, toate strategiile astea se fac în funcție de candidat și nu faci candidatul după o strategie care pare să funcționeze, că atunci nu e candidatul potrivit. Ei, și atunci Nicolae Ciucă în poziția de președinte poate fi o variantă, habar n-am, dar nu vreau să mă duc după fenta domnului Rareș Bogdan. Nu vreau să mă duc după acolo unde mă împinge pe mine Partidul Național Liberal, vreau să mă concentrez foarte tare, nu eu, probabil că tot electoratul din București, pe ceea ce înseamnă localele și europarlamentarele, pentru că suntem într-o situație foarte complicată și în România. E foarte important cine merge la Bruxelles, nu mă refer la procente aici, mă refer strict la oameni, pentru că dacă la locale votăm oameni, la fel ar trebui să votăm și la europarlamentare. Păi, știm sunt, dacă păi e, să ne uităm, da, da, tocmai asta spun. Adică hai să ne concentrăm. Acum nu ne dați un break. la cine să se schimbe și ce să se schimbe? La lista comună, PSD-PNL, o anunțăsere pe doamna Chiriac și am văzut că au scos-o pe prima femeie independentă. Păi nu, acolo a fost decizia doamna Chiriac. Doamna Chiriac, dacă mă întrebați pe mine, nu avea ce căuta în fruntea listei, dintr-un motiv foarte serios. Doamna Chiriac a fugit de presă non-stop. Deci nu poți să fii primul candidat pe listă, primul candidatul coaliției și să nu vrei să stai de vorbă cu presa. Iar eu spun din sursele mele, din presa din România, că în momentul în care cineva a vorbit cu doamna Chiriac la telefon, a fost întrebată jurnalista respectivă de unde are numărul. Ori, iertați-mă, cred că a creat niște animozități dincolo de... Așa mai fac jurnaliștii, mai fac rost de numele de telefon. Exact! Da, un politician ar trebui să fie bucuros că e sunat de presă, nu să se ascundă. Uite că nu s-a întâmplat asta. Ce vrea să spună doamna Andronic, da. Adică... E prea devreme să discutăm acum, domnule Vlahu, despre... Adică... Vă ascult. Dumneavoastră pregătiți candidatul? Îl știți? Candidatul la? La președinție, că despre asta vorbim în momentul ăsta. La președinție a fost... anunțat de către domnul președinte o evaluare a acestora, se pot înscrie, oricum nu este o decizie, bineînțeles, care să mă privească pe mine personal, însă în legătură cu... Dacă vă întreabă oamenii pe stradă, ce le spuneți? Că părerea mea este că domnul George Simion ar trebui să fie candidatul. V-au întrebat oamenii, adică în discuțiile pe care le aveți? Ne-au întrebat, fiindcă lumea s-a săturat, că mă întrebați mai devreme ce mai spune lumea și am fost întrerupt. Ce mai spune lumea în general? Toți sunt scârbiți de politică și exact în cuvintele astea mi s-a transmis. Nu mai vrem, ne-am săturat și abia acolo am intervenit eu cu persoana mea, fiindcă, după cum am menționat, eu nu am mai făcut politică în trecut, eu sunt avocat de profesie. Am intrat în scena politică în urmă cu aproximativ 2 ani, 2-3 ani. Și încerc să schimb percepția oamenilor despre politicieni, fiindcă toată lumea observă faptul că aceștia trăiesc ca într-o bulă, iar
Păi și stați așa că concret, faptul, dacă e să le schimbați concret percepția, dumneavoastră care n-ați mai făcut politică până acum, adică ce le spuneți oamenilor? Că știți, trebuie să-i convingeți într-un fel să vă voteze. Mă gândesc că o să fiți sau sunteți candidat, că avem în față... Da, sunt pe lista de europarlamentare din partea Partidului Aur. Păi și concret ce le spuneți oamenilor? Adică pentru că tot în o să vorbim și de locale și de europarlamentare la alege. Da. Păi în prezent... Ce aș putea să le spun este că din prin prisma profesiei mele de avocat, în momentan eu reprezint niște clienți. La același nivel la care se situează un ales local care este mandatat prin vot de către cetățeni să îi reprezinte la un alt nivel. Și ar fi o extrapolare a profesiei mele la nivel de stat. Deci dar că dumneavoastră o să candidați la europarlamentare, nu la locale. Uite, da. Tocmai de aia se pe ce loc o să se încurce. S-au stabilit încă locurile. Da, e bine că vă uitați înspre cei de la PSD și de la PNL când spuneți că nu, e posibil să se mai, să se mai schimbe lista. Eram doar curios. Domnule Dimitriu, intențiile despre care vorbeam ceva mai devreme, domnul Nicolae Ciucă, pe Rareș Bogdan, comunicare și așa mai departe, la ce vă uitați mai degrabă? La alegerile astea care vin acum? Evident, vă gândiți și la prezidențiale. L-am văzut pe domnul Cătălin Drulă, nu cred că cele mai recente declarații, a spus că e președintele celui mai mare partid din Alianță. Da, și noi, USR-ul își dorește ca al nostru președinte, domnul Cătălin Drulă, să fie candidatul la președinție. Dar asta se va stabili la o dată ulterioară, în cadrul Alianței vom avea un singur candidat. Dorința noastră, repet, este să fie Cătălin Drulă candidatul și, bineînțeles, următorul președinte. Într-o competiție cu domnul Nicolae Ciucă? Într-o competiție cu oricine. Să știți că, în general, ești în competiție electorală cu tine însuți. Dacă câștigi, e meritul tău. Dacă pierzi, ești tu de vină. Adică mie mi se pare că, în termenii ăștia, trebuie să gândească orice politician care vrea să candideze. Și dacă nu reușești prima dată, încerci și a doua oară și de a doua oară îți dai seama. Mai merge și a treia oară, că la Nicușor am văzut că a mers sau nu. Nu prea s-a întâmplat. Dar ce vreau să spun este că, de exemplu, noi, cei de la USR, Alianța Dreapta Unită, noi avem lista stabilită de foarte mult timp. A fost un proces transparent, au fost anunțați și este normal să fie așa, pentru că ai noștri candidați au început campania cu mult timp înainte să apară inclusiv acest calendar preelectoral. Și e normal să fie așa, să te cunoască lumea. Avem inclusiv programul pentru europarlamentare stabilit în urmă cu 3-4 luni. Deci lucrurile la noi au fost foarte au fost așezate. Înainte de sau după doamna Lasconi? Că... Păi, acolo a fost o problemă, a vrut doamna Lasconi să se retragă, s-a retras, n-a nicio legătură cu, cu programul. Programul este unul pe care, la care a lucrat ați fi dat tot partidul. De fapt, cu familia nu, nici vorbă de așa ceva. Dumnezeu a hotărât să se retragă, a fost opțiunea ei, nu e nicio problemă. Mergem mai departe. O susținem cu mult entuziasm pentru un nou mandat la primăria din Câmpina. Acum, iertați-mă, domnule Popescu, dar nu e ca și cum și la dumneavoastră nu au fost probleme. Apropo de cum arată listele astea și de cum o să arate candidații până la urmă. Dincolo de competițiile astea, da, îi vedem, pentru că, așa cum spunea și domnul Popescu ceva mai devreme, tot weekendul și ultimele zile au fost pline cu toți candidații care merg pe stradă, care discută cu oamenii, mai beau ceva, mai mănâncă, nu știu, mai cântă, mai merg cu icoanele după ei, fiecare după cum se simte inspirat ca să ajungă la electorat, dar problemele oamenilor pe care veniți cu toții în studiouri și vorbiți despre ele, problemele oamenilor rămân, nu? De la inflație, de la deficit, pe care îl resimt cumva în buzunar, că acolo ne doare cel mai mult, nu? Ne uităm și la... Pe mine mă doare cel mai mult educația. Da, sigur, și inflația e o problemă importantă. Dacă o să ieșiți pe stradă și o să vorbiți cu oamenii, o să zică mulți dintre ei că poate îi doare faptul că nu știu cum o să arate masa de Paște. Că nu o să normal că fiecare are... Sau că, să știți că exact, în funcție că de... nu au bani să-și cumpere medicamente, de... că s-au scumpit. În momentul când te vezi cu un om, are o problemă mai mare atunci, mâine poți să chiar și acea persoană... Inflația e de 2 ani de zile de când... Bine, și în toată lumea, dacă vrem să... Domnul Ciolacu ne-a zis că nu e nicio problemă cu deficitul, să nu ne mai facem atâtea griji, pentru că e deficitul normal. E ceva și inflația este altceva, dar inflația s-a redus destul de mult și la noi și în alte țări. Adică nu mai crește prețul cu aceeași accelerație, dar avem cea mai mare inflație din toată Uniunea Europeană. Suntem din nou campioni, asta ca să o spunem la modul negativ. Dacă ne uităm și la cursul euro-ron, care e destul de stabil,
ce legătură are asta? Are și asta. Și asta domnule Popescu, noi ne uităm așa și după o scurtă pauză o să revenim și o să aprofundăm că mi-ați ridicat cumva o minge la final. Dacă ne uităm la toate măsurile pe care le-a luat coaliția de guvernare încă de anul trecut din august, dacă nu mă înșel eu, la toate ordonanțele alea pe măsuri fiscale, după care toate lucrurile care au intrat în vigoare de la 1 ianuarie, e clar că o parte dintre măsurile astea n-au avut tocmai efectele scontate, ca să zic așa. Dar despre asta vă propun să discutăm după o foarte scurtă pauză. Revenim în doar câteva momente. Rămâneți alături de noi. Am revenit în direct, doamnelor, domnilor, și v-am rămas datoare, nu neapărat eu, ci invitații mei, să răspundem și la întrebarea legată de inflație și la cum resimt românii măsurile pe care le-a luat guvernul în ultimele luni. Și mi-aș permite, cu acordul celorlalți invitați, domnule Popescu, să mă întorc la dumneavoastră și să facem un tur de masă. Pentru că spuneam așa, anul trecut au fost mai multe măsuri fiscale luate, știm prea bine discuțiile care au fost la guvern, nu le mai reluăm. TVA-urile de la începutul anului, de la 1 ianuarie, accizele și toate luate în lanț care au avut fost un efect măsuri de tăvălug fiscale, asupra economiei. Au fost și măsuri complementare cu majorarea salariului minim, cu indexarea pensiilor. O să fie și recalcularea pensiilor în acest an. Dar vă asigur că nimeni nu ia unele măsuri fiscale care pot fi văzute așa mai negativ de dragul de a face acest lucru. Acele măsuri s-au luat dintr-un simplu motiv și foarte important. Dacă nu se luau, riscam să se blocheze toate fondurile europene pentru România. Iertați-mă. Vorbim de zeci de miliarde de euro. E un lucru... Nu pot să vă las să adică continuați mai să departe de asta. Pentru că, pentru că dumneavoastră spuneți de fondurile europene, da? Da, era, România risca, înapoi, România puțin, însemnând domnule, firme domnule private, Popescu, orașe Popescu, și așa mai departe. Știți că acum aproximativ două săptămâni șefa PNRR a venit la București și știți că ne-a spus că suntem foarte întârziați la capitolul proiecte și știți că ne-a spus că riscăm să pierdem o grămadă de bani tocmai din cauza că noi nu am făcut reformele alea pe care ni le-am asumat. Adică eu zic că e important să separăm un pic lucrurile. Când vorbeam anul trecut, era vorba de deficit și de niște măsuri macroeconomice și era acest risc de a se îngheța tot. Adică astea nu au nicio legătură. Acum vorbim de niște întârzieri. Nu s-au pierdut bani europeni, nu s-au dat niciun bani înapoi din PNR. Deci, da, sunt proiecte mai întârziate. Poltesc niște zeci de miliarde care nu sunt accesați. Făcut multe proiecte. E un termen foarte scurt, negociat inițial, cel de până în 2026, pentru a cheltui zeci de miliarde de euro. E impus de comisie, că nu-i negociat. Asta am spus a fost că e tot scurt, adică că nu am vrut să dau vina pe cineva. Dar au fost puse anumite capitole care au fost modificate pentru că nu erau cele în regulă, acele 2 miliarde pe consultanță. Adică au fost puse niște lucruri, nimic la irigații, deci s-au mai schimbat niște lucruri. Deci am avut, legat de bani europeni de PNR, o muncă de a ajusta niște lucruri făcute greșit, dar totuși suntem într-un time frame foarte scurt. Mai aveați ceva de ajustat la capitolul reforme? Nu știm acolo de ce e atât de greu, pentru că vorbim de 2 ani și ceva de zile, de când era domnul Ciucă. S-au făcut foarte multe reforme, s-au trecut cererea 1, cererea 2, ați văzut că s-au realizat. Care reforme? Iertați-mă, nu pot să trec la domnul Dumitriu până în... Cele cerute de comisie. Care? Acele jaloane au fost realizate, sunt multe, zeci de măsuri care s-au luat. Știți că spunea opoziția, nu o să intre plata 1, nu o să intre plata 2. Ei, au intrat și 1 și 2. Eu știu că la capitolul reforme suntem foarte întârziați, domnule Dumitriu. Noi am spus că nu o să intre plata 3 și uite că nu intră plata 3, de exemplu, cu Poșta Română. E întârziere de vreo 6 luni pe ea, tocmai pentru că n-ați vrut să aplicați... De care era data limită? Anul trecut în păi vă spun că octombrie. Nu e nimic depășit. Da, atunci noi puteam să luăm banii. Nu i-am luat și în continuare nu putem să-i luăm că nu sunt făcute din reformele. Din octombrie până în... Până în 2026, când nu mai poți să iei oricum. Da, dacă facem așa, nu, da. Nu, nu, doi nu la mână, cu partea de inflație. Haideți să fim onești măcar. Avem cea mai mare inflație din Uniunea Europeană. În momentul în care ați luat aceste măsuri, spuneți dumneavoastră că se blocau fondurile europene. Nu se blocau, intram într-o procedură de deficit excesiv pentru că nu ați tăiat cheltuielile pe care le-ați asumat și atunci ce ați făcut? Ați mărit taxele. Problema cu taxele în felul următor. Dacă mărești taxele când ești în perioadă de inflație, e ca și cum ai turna gaz pe foc. Focul e inflația, gazul sunt majorările de taxe. Dar lucrul acesta
domnului prim-ministru și alianței PCR, Partidul Comasat Român, PNL, PSD, le convine de minune. De ce? Pentru că în felul ăsta finanțează deficitul bugetar. Gândiți-vă, când ai inflație, prețurile sunt mai mari, atunci e TVA-ul mai mare, impozitul pe venit este mai mare și atunci tu în felul acesta taxezi inclusiv prin inflație. Inflația este o taxă care este coordonată tot de statul român. Deci nu mai vorbesc de taxa pe boală. Da, dar dumneavoastră știți că în momentul ăsta oamenii vor vota în funcție de ce au un buzunar. Da. O să se uită mai puțin la de, ce de ce pot să cumpere cu ce au un buzunar. Da, mă rog, la asta mă refeream, domnule Dimitriu, ați înțeles. Oamenii vor judeca în acest an, chiar dacă la anul nu o să le mai fie bine sau peste 2 ani sau la un moment dat se va întâmpla deci ceva, anul ăsta, nu știu, anul ăsta votează în funcție de ce au un buzunar. Atât, în buzunarul lor nu se uită la prieteni, nu se uită la am familie, făcut nu, aici în... și m-am șocat pentru cât am luat să dau 550 de lei, niciodată n-am dat 550 de lei pe scutece și încă câteva lucruri. Aș recomanda să întrebați pe domnul Ciolacu, că știu că el face. Ai cu 100 de lei, 100 de lei, nu știu ce. Eu mi-amintesc acum, domnule Vlahu, faptul că la un moment dat când s-a început să se discute despre măsurile astea, încă de anul trecut, și premierul Marcel Ciolacu, inclusiv președintele Klaus Iohannis, care se pregătește de un nou turneu, făceau referire la oameni și spuneau că nu vor resimți românii efectele acestor măsuri. Adică astea sunt declarații care pot fi verificate oricând. Asta ne mai miră? Ne mai miră acest lucru că mereu vin cu niște variante neadevărate? Păi, vă dau un exemplu în ceea ce privește profesiile liberale la sănătate. În loc de aproximativ 3.000 de lei, prin noua modificare fiscală, ultima, adică din noiembrie, s-a ajuns la un plafon maximum de 30.000 de lei. Adică s-a adăugat un zero în plus. Și vine o întrebare simplă și normală. Care sunt serviciile oferite suplimentar de la 3.000 la 30.000 de lei? S-au construit cumva spitale, s-au accesat niște fonduri și trebuie să plătim și nu mai avem bani și luăm de la profesiile liberale? Întrebarea, este ceva foarte simplu. Întrebarea la fel de simplă, știți cum e? Când e vorba, când e vorba de ce a făcut puterea, de ce n-a făcut, de ce a făcut prost, de ce a făcut bine, dinspre opoziție se așteaptă de fiecare dată măsuri concrete. Doamna, noi am făcut un spital mobil care circulă în toată țara. Cum ați fi făcut dumneavoastră? Nu, dacă e să ne referim punctual la măsurile astea fiscale, da. Că despre asta vorbim. Inflația, că suntem campioni. Măsurile pe care le-ați fi luat foarte scurt în 30 de secunde. Era o măsură foarte simplă să fie impozitate marile companii pe impozitul pe cifra de afaceri, iar nu pe impozitul pe profit, fiindcă au fost publicate o listă cu peste 100 de cele mai mari companii care aveau declarat profit zero. Au încercat o găselniță după 2-3 modificări, de impozitează cu 0,1%, însă băncile au mărit quantumul pentru tranzacțiile cu cardul. Ce bine ar fi dacă am vedea dezbateri la televiziuni și peste tot pe argumente, pe proiecte, pe programe și așa mai departe. Mai avem, de altfel mai am prezentat din mai 2023 programul. Mai avem mai puțin de un minut, un tur de masă foarte scurt, câte 20 de secunde pentru fiecare dintre dumneavoastră. V-aș întreba așa, până la urmă, anul acesta cum va arăta? Foarte scurt. E un an... Mă gândesc la români, în primul rând, nu la dumneavoastră, că dumneavoastră știm ce veți face. Și eu sunt tot român. Dacă și cu toții din platou, e un an care va fi marcat de aceste alegeri, multele alegeri. S-a întâmplat de o dată la 20 de ani, din cauza sistemului nostru, 5 ani la președinție și la Europarlament, sistemul european, anul ăsta s-au nimerit toate. Și cred că la e principala temă de... Vă vedeți unde și cum? La putere, în opoziție, în speranțele la dumneavoastră? La finalul anului, așa. Eu personal mă văd viceprimar la capitală, unde va trebui să reparăm o serie de lucruri. 10 secunde mai avem, domnule Dimitriu. Primar al sectorului 5. Domnul Popescu. Acolo mă văd și să facem din sectorul 5 căminul de care să fim mândri, să nu fim rușinați de sectorul 5. Vă promit că ne mai vedem într-o emisiune și mai discutăm și despre alte teme și le aprofundăm și pe acestea. Doamnelor, domnilor, am ajuns la final. Rămâneți în continuare alături de noi.